Vitală, dar și inconfortabilă, din 15 mai, masca devine parte din noua normalitate. Toți românii care merg la muncă sunt obligați să o poarte în spațiile închise. Dincolo de eficiența dovedită, masca de protecție poate provoca probleme, precum acnee sau herpes. Specialiștii ne dau câteva sfaturi pentru a integra cât mai ușor noul accesoriu în viața de zi cu zi. La coafor, în mijloacele de transport în comun, la cumpărături sau la muncă, în era coronavirusului, măștile de protecție devin accesoriu obligatoriu. Purtate corect deasupra nasului și a gurii pot reduce drastic transmiterea noului coronavirus, spun specialiștii. Medicii atrag însă atenția asupra unor efecte secundare. S-a remarcat o creștere a numărului dermatitelor iritative, pentru că ce se găsește sub mască este umezeală, vapori și secreții. Pentru a permite pielii să respire, doctorii le recomandă femeilor să renunțe la fondul de ten. Rujul sau balsamul de buză ar trebui de asemenea evitate și chiar guma de mestecat. Mentolul poate irita. Bărbații ar putea fi nevoiți să renunțe la barbă. Sunt dureroase sau acompaniate de mâncărime. În al doilea rând se văd disgrațios. În al treilea rând sunt destul de greu de tratat. Cum vă descurcați cu masca? Cum reușiți? Foarte, foarte greu. Nu-mi convine. După aceea trebuie să mă spăl bine, îmi dau cu cremă. Să umezești repede, la căldură. Pruriți pe lateralul măștii. Cu toate acestea, masca va fi obligatorie în câteva zile. Se ia în calcul o derogare doar pentru cei care suferă de boli respiratorii. Noul accesoriu este asociat cu un disconfort crescut de majoritatea europenilor. Purtătorii de ochelari se numără printre cei mai nemulțumiți. Greu, dar asta e! De la aplicarea de săpun pe lentile până la plasturi care să împiedice aerul cald să iasă prin zona nasului, secretele împărtășite de internauți sunt multiple. Soluțiile sau șervețelele speciale pot fi și ele de mare ajutor. Во-первых, от маски конденсат сильный, как очки будут запотевать, это... Elasticele pot fi legate la spate pentru a preveni iritația urechilor. În Statele Unite se vând online chiar și clipsuri speciale din plastic. Majoritatea sfaturilor au fost testate deja de personalul medical și o simplă agrafă pentru hârtii poate fi utilă. Nu doar oamenii, ci și tehnologia poate fi antrenată să se adapteze noi realități. O firmă de securitate cibernetică din China a publicat un tutorial pentru utilizatorii de telefoane cu funcție de recunoaștere facială, pentru ca aparatele să recunoască și cu mască.